Mă gândeam la noi când se mai pune ceva la cât un drept al nostru, al cetățenilor, cum ar fi dreptul la o viață decentă, fie că vine de la guvern, fie că vine de la parlament, e vorba musai de pomană electorală. Mă, și e nasol, nu e bine. E, mă întreb, de unde această concepție că noi românii nu trebuie să avem o viață decentă? Că viața decentă e o rușine, domne, iar drepturile noastre, pomeni. Am văzut că Senatul a votat acordarea unui stimulent financiar de 2000 de lei pentru profesori. Însă PNL și USR n-au votat legea pentru că o consideră pomană electorală. Normal că PSD n-ar fi votat așa ceva dacă era încă la putere. Știu asta și cei mai invocați PSD-iști. Dar altceva vreau să vă spun. Abia acum mi-am dat seama cât de tare mă zgârie pe creier această formulare: pomană electorală. De-aia vă rog eu, iubiți și competenți conducători, nu-i mai ziceți pomană. Da, tot în țara asta trage așa la boală, la moarte, pomeni, parastați, lumânări aprinse și colivă. Ce-ar fi să zicem, nu știu, cinste, a? Face guvernul cinste electorală. Eu nu votez, domne, cinste asta electorală, a? Sau șperț, merge, a? Prea complicat, nu? Ciubuc, e un ciubuc electoral inadmisibil, doamnelor și domnilor. Dar haideți să nu mai tragem așa a moarte și a sărăcie. Că scrie în toate cărțile astea de dezvoltare personală vorba aia că dacă nu vizualizezi, mă, lucrurile frumoase, dacă nu ești optimist, n-ajungi, frate, nicăieri. Ori noi tot pe lângă groapă, tot pe lângă moarte, tot prin cimitir, printre cruci. La cimitir. La cimitir? Da, la cimitir. Traian Băsescu a recunoscut într-un final că are șanse minime de a câștiga primăria capitalei. Dar asta nu cred că-l oprește să câștige Roland Garrosul, care începe în curând. Adică trebuie oprită cumva și Simona din șirul ăsta de victorii. Mă rog, ar fi totuși o problemă. Băsescu nu servește. Da, nu servește. Lui îi place să fie servit. Există profesori, cu siguranță nu dintre cei cu har și iubiți de elevi, care nu acceptă să predea online invocând dreptul la imagine. Ciudat, mulți invocă dreptul la imagine, dar nimeni nu invocă dreptul la sunet, nici măcar profii de muzică. Poate pentru că imaginea mai e cum mai e, dar când deschid gura e jale? Deși trenul care va circula pe ruta Gara de Nord Otopeni are 15 ani vechime, acesta este cel mai nou model de tren din România. Dar e bun? Da, a fost ținut în garaj. L-am luat de la o bătrânică din Germania, să ducea la supermarket cu el. Un rodaj bun e ca o cură la amara. Tot mai mulți români se tem că după alegerile locale am putea intra și noi din nou în carantină pe modelul altor state europene care impun din nou restricții. După alegeri, nu înainte. Băi, votăm și dacă facem toți COVID până duminică, da? Morți copți, votăm, să nu vă aud. Că votul e mult mai important decât viața voastră, băi, românilor ce suntem. Nu, că așa trebuie făcut, domne. Votezi și înapoi în cușcă. Asta-i democrația. Primești voie să te joci prin curte odată la 4 ani. România a cam rămas fără medicamente pentru tratarea pacienților bolnavi de COVID-19. Sper să nu se organizeze vreo licitație, ceva, că nici nu mai pupăm medicamente. Abia peste 3 ani așa vor începe să vină cu țârâita. Adrian Străinu Cercel spune că în 6-8 săptămâni pandemia ar putea fi gata. Tot el spunea în ianuarie că pandemia e așa un mic punct pe harta Chinei. Dar știți cum e, prostii ăla care ascultă prostii, nu ăla care le spune. Așa era, nu? Toți oamenii sunt proști, faci ce vrei cu ei. Nimic nu ne mai miră. Spitalul mobil COVID-19 din Iași a fost construit fără avize, astfel că acum nu poate primi pacienți. A, nu, stați liniștiți, totul e foarte bine. L-am auzit eu pe președintele țării când a zis. Liviu Dragnea a pierdut un nou proces prin care cerea dizolvarea PSD după ce Tribunalul București a respins solicitarea fostului lider al socialdemocraților. Of, 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 ce o să mai tragă fetișoara aia Irina cu bătrânelul ăsta procesoman. România a devenit piață emergentă, o premieră pentru țara noastră. Câțu spune că acum, citez, piața de capital din România este la un clic distanță de miliardele de euro care să fie investite.
Cred că domnul ministru a greșit, cred că nu la un clic, ci la un dric distanță, da? Așa părem față de toate nenorocirile noi, la un dric distanță. Bine ați venit la Starea Nației, continuă campania noastră de informare a cetățenilor. Atenție, fără bani de la Guvernul României. Mesajul din această seară e următorul. Poartă masca, spală-te pe mâini, păstrează distanța față de alte persoane. Nu uita, în spitalele românești intri cu izoleta din plastic și ieși cu izoleta din lemn.